Vă salut și bine v-am regăsit. Am pe masă un aspirator umed uscat de la Black & Decker, modelul BX-V C20XE, și intenționez să-l folosesc la următoarele mele proiecte de care v-am spus în primul clip pe care l-am făcut pe 2019, cel cu amenajerile interioare și prin atelier. Este un aspirator care merge folosit și pe la sculele electrice, gen fierăstrul pendular, fierăstrul circular și alte scule care permită cuplarea la un astfel de aspirator. Este un model de 1400 de W. Cutia arată exact așa cum o vedeți. O să încerc așa să surprind din mai multe laturi. Folosește niște saci din astea de pânză reutilizabili. Accesoriile astea e posibil să nu le aibă, că nu era scris în anunț și mă aștept ca astea să nu fie, dar oricum le-am cumpărat separat. Sunt niște capete de aspirat, un gust mai lat, are un furtun, bineînțeles, sistemul ăsta telescopic pentru kitul de aspirare. Și așa cum v-am spus, pe ăsta intenționez să-l folosesc la treburi din astea mai industriale, că nu pot să-l folosesc pe ăla de casă. De exemplu, vreau să găuresc un perete și tot praful acela care rezultă, până acum nu aveam cu ce să-l aspir. Am încercat eu să-l folosesc pe ăla de cameră, dar se cam înfundă și cu timpul îi scade și randamentul motorului. Nu e construit pentru așa ceva. O altă situație, de exemplu, la izolațiile cu polistiren, ați văzut că rămân o groază de particule din acelea, de biluțe din acele albe prin curte și foarte greu să le aduni. Așa că asta e potrivit pentru genul ăsta de lucru. Se poate aspira murdărie uscată, umedă, deci este gândit pentru genul ăsta de activități și de asta îmi doream să achiziționez un aspirator de genul ăsta. O să-l desfac, să vedem cum arată, ce accesorii are, ce componente are, iar o eventuală probă de funcționare o să vedeți atunci când o să am de lucru cu el, când o să încep treaba la modificările interioare. Dar aici deasupra avem accesoriul ăsta mai lat. O duză de aspirare lată, o garnitură de cauciuc și sus și jos. Două elemente telescopice pentru furtunul de aspirare. Probabil că intră unul în altul, da. Mai avem încă un element aici. Asta nu știu ce este. Va trebui să văd în carte la ce se folosește chestia asta.
furtunul flexibil. Da, aici are un mic reglaj. Nu mai este nimic. Desfacem și aspiratorul. Nu știu cât de bine se vede, e foarte dimineață și lumina un pic slăbuță. Să vedem. Așa arată aspiratorul. Avem aici gura unde se montează furtunul. Aici deasupra este întrerupătorul. Mai are în spate aici încă o gură. Deci nu știu pentru ce e asta, sincer să vă spun acum. Și de ce are două? Habar nu am. Cablul de alimentare. Cuva asta am înțeles că e din inox. Trebuie să aibă și patru rotile. Patru rotile pe care nu le văd în set, poate sunt înăuntru un aspirator. Să vedem cum naiba să desface chestia asta. Așa, deci motorul ăsta se desface. Să văd un pic cum e înăuntru. E prima dată când folosesc un astfel de aspirator și ca de fiecare dată sunt lucruri pe care nu le știu. Asta pare a fi un fel de filtru aici, într-un burete, așa. Se deblochează cumva, mi-arată aici. Iese chestia asta și probabil că aici asta se schimbă sau ceva. Nu știu deocamdată până nu mă uit pe cartea aia. Ok, să vedem ce mare prin înăuntru pe aici. Deci roțile sunt aici înăuntru, așa cum bănuiam. Roți pe care va trebui să le montez. Asta este sacul din pânză, reutilizabil. Se poate spăla. Va trebui să mă interesez să văd unde găsesc și consumabile din astea de rezervă. Că eu nu am văzut acolo pe site, pe Mag. Da, va trebui să mă uit în manual să văd cum se montează fiecare accesoriu din asta. Are și ceva duze din acelea, cum am văzut pe, da, inițial am crezut că nu are, dar le-am găsit, două din astea mici, un pic de, un fel de periuță mică aici, și asta este un capăt mai îngust, într-o zone, de exemplu la perete, zone unde nu prea se aspiră bine, și sunt foarte bune capetele astea. Oricum
se găsesc, în caz că nu era un set, se găseau de cumpărat. Asta e cuva, destul de spațioasă. Nu știu câți litri are. Hai să văd cum se montează roțile. Deci asta e una din roți. Să vedem dacă îmi dau seama și singur. Probabil ca așa cumva. Da. Ceva în genul ăsta. Au un sistem destul de simplu. Ca să le montez pe fiecare. Foarte comod de mutat de colo-colo. Noi am găsit în pachet manualul de utilizare, așa că probabil va trebui să iau pe nimerite sau să intru pe internet să văd dacă găsesc undeva un manual. Nu știu exact cum se montează acest sac. Ar trebui, după logica mea, să intre aici undeva, dar nu sunt foarte sigur. Așa cred eu. Are și două săgeți. Probabil că trebuie cumva pus în sus. Are o bucată aici, un fel de plastic. Și eu așa cred, singura variantă unde poate fi montat e aici înăuntru. Am găsit pe internet un manual de utilizare și mi-am dat seama cum funcționează. Deci duza de aici din spate este pentru modul de suflantă. Și asta de aici, frontală, este pentru modul normal de aspirare. De-aia se potrivea în ambele părți. Sacul se montează exact cum l-am montat eu. Acolo înăuntru. Și cealaltă duză care rămâne liberă, pe acolo iese aerul, se evacuează aerul care este tras prin acest furtun. Deci nu este foarte complicat, dar nu știam unde se montează. Hai să încerc să-l și asamblez câteva. Este foarte ușor de montat și de demontat. Ies foarte ușor din clemele astea, iese partea asta de deasupra și se poate schimba sau goli sacul. Am înțeles și ce e cu chestia asta și unde vine. Deci este un fel de agățătoare, să zic așa, care se montează aici în partea din spate. Vedeți că are un fel de cârligel așa și
se agață, se prinde în felul ăsta, ca să nu lăsăm furtunul pe jos. E un fel de suport așa pentru tubul de aspirare. Ce nu-mi place e că segmentele astea telescopice sunt din plastic. Va trebui să fiu cam atent cu ele, să nu le scape jos, să nu le sparg. În rest, sistemul e simplu. În funcție de cât de lung am nevoie să fac furtunul ăsta de aspirare, astea intră una în alta și aici în cap este foarte ușor de montat accesorul de care am nevoie. Asta e un kit un pic amfirav, dar folosit cu grijă, cred că nu voi avea probleme. Deci, cum v-am spus, se poate monta și la o sculă electrică, la un firăstrău, la o rindea, un circular, un pendular, genul ăsta de scule, ca să spiră șpanul și rumegușul rezultat. Așa că momentan cam atât despre aspiratorul ăsta umed uscat. Sper că am reușit să surprind ceva. O să vedeți cum funcționează atunci când o să-l folosesc, când o să-l pun la treabă. Probabil când o să mă apuc de amenajările alea interioare. Ăsta o să-l folosesc și prin mansardă, să fac curat cu el, că de-aia l-am luat, să-l folosesc la operațiuni din astea mai, un pic mai industriale. Sper să fie calitativ, viabil, să nu existe probleme cu el. Vă mulțumesc pentru vizionare și o să ne reauzim la clipul următor. Până atunci, numai bine și mult spor la treburi să aveți!